Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din SnowRunner, partea a doua din Reinvigorating the Old Mind. O misiune foarte grea, foarte lungă, cu foarte multe stage-uri, practic. Suntem alături de Florin, ca de fiecare dată. Salutare, Florin! Salutare! Băieți, astăzi ne ocupăm de bricks-uri în prima parte și în a doua parte de cabine. Trebuie să ducem 10 bricks-uri. Eu 5, Florin 5, vedeți și traseul pe care l-am făcut. Aici o să fie o mică necunoscută pentru că nu mai țin minte. Am jucat, am fost pe acolo, dar a trecut prea mult timp ca să mai țin minte. A zis că Florin a mai fost. Dar oricum vedem acolo la fața locului și ne dăm seama ca să ajungem tocmai la mine. Al doilea traseu ar fi fost să ne întoarcem la garaj, să mergem pe partea cu țăvușca aia pe unde am fost și data trecută, să urcăm pe acolo. Dar vreau să încercăm și alte drumuri. Iar în partea a doua a episodului o să ne ocupăm de cele două cabine. Practic noi avem cabinele, doar trebuie transportate, nu mai trebuie craftate. Dar când o să ajungem acolo o să discutăm atunci. Hai să dăm și noi start. Există o mare problemă la acest camion pe care îl avem acum. Problema se numește combustibilul. Suntem cu banditul, mă băieți, am decis să îl încerc, să îl iau după foarte multă vreme. Ultima dată eu țin minte că am jucat pe Alaska cu el, să mă corectați voi dacă greșesc în comentarii cine a urmărit această serie tocmai de atunci până acum. Are doar 150 de litri combustibil pe rezervor și mai avem 140 deasupra. Acum sper să nu avem vreo problemă atât de mare în sensul în care să rămânem fără motorină. Eu preconizez că o să rămânem și Florin a preconizat la fel, dar avem niște camioane lăsate acolo sus de tot și în caz de ceva am zis că o să mergem la ele și o să ne ajutăm să le dăm combustibil din camioanele respective în bandiții noștri. Practic avem fix aceleași camioane. Să opresc aici, mă Florin, să vin în spate să facem o poză. Ia să fac fotomodul. Să dăm așa, țac, țac, morning, afternoon, clear sky. Facem și asta, dăm și asta așa. Hai să dăm pe H și să încercăm să facem și noi o poză frumoasă, mă băieți, cu banditele la plimbare, practic, sau cu bandiții, cum vreți voi să-i spuneți. Bă, frumoasă așa, aspectoase, sincer, nu știu. Cum ți se pare camionul, mă, Florine? Ca aspect mare, așa... Da, rezervor mic. Da, dacă îi făceam măcar 200, sincer, adică e prea puțin 150 pentru un camion de transport. Că nu e un camion normal, e un camion de transport ăsta. Dacă o să mai prim vreun cadru interesant, o să oprim atunci, mă voi, hai să dăm drumul la treabă, pentru că totuși avem mult de mers și mai avem de dus și respectivele cabine. Hai să dăm un low high aici. E bine că are roțile foarte mari, suspensia este destul de ridicată. Din punctul ăsta de vedere stă bine. All-wheel drive non-stop, diff non-stop. Din păcate consumă mult când are toate astea. Vedeți și voi aici, consumă 20%, 20 de litri pe minut, în 20%. 20 de litri pe minut la deal, deci mănâncă ceva. Papă, cum s-ar zice. S-a mai scumpit, mă, motorina, mă, Florine? Deci și-au ăștia că s-a scumpit, se scumpește benzina, motorina. Eu am benzină. Păi și benzina și motorină ziceau, că și eu tot benzină am, dar oricum s-a scumpit, că acum câteva luni era 6,4 și acum e 7,3. Da. 7,2, 7,3, ceva de genul. Am luat cu 7,43 parte de la Brașov. Hai, l-am mai scump, sincer. Bă, dar nu virează ăsta să-l bați, mă, are două axe viratoare, nu virează niciuna ca lume. Doamne ferește, câte manevre am făcut. Nu m-am băgat pe acolo, bă băieți, ca să nu fac vreo prostie așa din prima. Dar, mamă, 90 de litri mai am. 80. 80 tu? Da. Pe unde-i consumat așa mult? Bă, veni spre tine. Cum bă? Eu trebuia să avem la fel doar. Consumă mai mult a tău? Mai... nepsătul. Băieți, o să apară noul sezon, sezonul 11, nu? Da. Sezonul 11 din SnowRunner, cu noi camioane, noi hărți pe partea de Scandinavia. Bagă și ăștia Scandinavia, cum au băgat și aia în Eurotrack. Două mape, nu mai mult, că nu au avut buget de mai multe mape. Două mape de Scandinavia, două camioane relativ ok-uțe ce am văzut eu acolo din poze. Acum fiecare cu ce-l doare, o să vedeți și voi probabil dacă o să căutați pe internet. Nu cred că o să fac un episod pentru că nu prea aș avea ce să prezint așa multe lucruri. Bă, dar ce scurmă ăsta, mă.
Urmă de rupe, mă, Florin. Bate gândul acum să fac dreapta. Te bate gândul să faci dreapta? Ca să intru pe napă, să ies. Hai, vină încoace pe aici după mine. Nu mai vin că n-am motor. Mai 75 de litri eu. Oricum și pe acolo consum. Te aștept pe malul ăla. Bă, dar pe aici pot să trec? Departe. A? Pe-n capătul hărcii. Nu ne pe capătul hărcii, nu pe aici? Nu, nu, nu. Pe unde, pe-n capătul de aici trecerea acolo. Păi și unde e drumul? Nu era pe aici drumul? Nu, mult mai încolo. Unde e drumul, mă, băieți, mă, că eu nu-l văd pe hartă. E pe-n pădure. Păi și nu pot să trec pe aici? Încearcă. Nu pot să trec pe aici. Păi gata, eu am consumat tot combustibilul, acum nu mai ai nicio șansă să ajung. Nici o șansă numai în momentul ăsta, pentru că eu credeam că pe aici e drum, că pentru aici mă bagă practic harta. Băgați-ai picioarele să-ți bagi. Eu credeam că pe aici. Nu, mă duc pe la capătul hărții. Băga-mi-aș picioarele să-mi bag, eu credeam că pe aici se trece, mă băieți, am zis că nu mai țin minte. Hai bă, trage bă. E prea mare, mă lua apa acolo dacă mă băgam. Aia era problema. Lăsa-i că pe aici nu e drum. Aia e dubios. Pe aici nu e drum. Uite, tocmai acum a apărut drumul în față la mine. What? Bă, ce scârbe, mă. Ce? Este, dar e mai încolo, ți-am zis. Da, aici a apărut drumul. Credeam că pe acolo, nu pe la podul ăsta pe aici. Ah, oleva, oleva. Trage mă ăsta sau nu trage mă băieți mă. Trage să moară, ce trage? Mai avem 50 de litri. Tu cât mai ai? 45. Dacă avea un 200-250 era parfumerie și cu un 140 deasupra stăteai pe spate, sincer. Așa la 150 e bătaie de joc, sincer vă zic. Hai că am luat și ceva damage, nu înțeleg cum. Am reușit să ieșim și din apa asta, cărboasă. Mamă, dar greu trage prin noroiul ăsta, mă. Bă, dar nu prea îi place noroiul deloc, lui ăsta. Crezi că tu ai posibilitatea să urci mai repede ca mine. Sau și benzina, motorina. Bun, hai să vedem aici cum procedăm, mă, băieți, la trecere. Frumos podețul ăsta făcut aici, chiar foarte frumos. O să opresc și eu să fac o poză aici, o să opresc și motorul ca să nu mai consumăm. Dăm o apertură aici, dăm și o saturațiune aici. Dăm și aici, așa. Ia să vedem dacă ne iese o poză mai frumoasă ca în partea cealaltă, mă interesează să vedem dacă iese, dacă nu iese nu e nicio problemă. Așa una. Și așa a doua. Bun, hai să continuăm. 30 de litri, ne ajung la perfecție. Se răstoarnă remorca. Aproape s-a răsturnat. Bun, perfect. Tu când mai ai? 29. Asta eu că trebuie să înconjur aici, aia e problema. Dacă treceam pe de-a dreptul pe acolo prin apă, era parfumerie. Eu m-am dus până în capăt și acum trebuie să mă întorc. Oleu, mă, Florine, ce mi-ai făcut, mă. Da, ți-am zis că-i tocmai prin capăt. Am crezut că pe aici, zici, pe aici, pe unde voiam eu să trec prima dată, nu pe acolo. De aici începe urcușul, mă, băieți, dacă ar merge și camionul ăsta, cât de cât. Bă, dar noi n-avem nicio cisternă pe aici, n-avem nimic, nimic. Avem o remurcuță aici. Și atât. Nu mai avem nimic altceva. Ok, hai să-i dăm drumul la treabă. Să nu ne mai prostim atât.
căutând combustibil, că ne ajunge combustibilul, să ridicăm măcar dealul ăsta. Hai, dă-i. Mamă, dar ce noroi e aici, mă! Fai de capul meu, ce baltă e aici! Mamă, și ce deal e în față! Vai, mamă, ce deal e în față, mă, băieți, mă, și uitați cum merge ăsta prin noroi. De-abia se mișcă ăsta prin noroi, zici că e mort, e terminat săracul. N-are nicio șansă la viață. Bine, măcar că consumă 6, dacă merg așa cu el. Mamă, ce tranșee am făcut pe aici. Ai început să urci? Încă, nu, vreo 30 de metri, cam așa. Eu încep să urc acum. Bă, de mers, merge, avem și greutate pe el, de tras trage, nu rămâne blocat, dar merge greu, aia e faza cu el. Eu mi-au... Fâlul mi-a făcut full. Haide, tată, Dumnezeu cu mila. Haide, tată, haide, tată, haide, tată, haide, haide. Rămâne remorca asta suspendată, ce se întâmplă pe aici? Aici, cum urc eu aici, mă, băieți, aici e. Deci nu urcă, n-am lanțuri, nu urcă. Hai să ne dăm și fiulul și să pornim la muncă. Să vedem dacă vrea. Să vedem dacă vrea. Dumnezeu să urce pe aici. Mamă, dar ce pietroaie îs. Mamă, dar ce pietroaie îs. Hai, dă-i 20% consumă pe aici. Fai de viața și de sufletul meu. Și n-am mâinci acolo, băga-mi aia și picioarele să-mi bag, că n-am mâinci unde-mi trebuie. Ajunge? Hai că ajunge. Dăm așa, mă, băieți. Dăm așa, că ne ajută cât de cât. Ok, hai că e bine, hai că e bine. Am nevoie foarte puțin, foarte puțin mai am nevoie, dar nu mai am mâinci. Ajunge winch-ul acolo, fii atent ce scârbă. Haide mă, haide mă, mâncați aș. Aha, aia că a luat-o. Dă-i, hai. Nu te răsturna, nu te răsturna. Na, aici rămân. Nu poate să urce aici. Eu urc acum, am ajuns la colabul ăla roz. Ia să vedem dacă așa vrea, mă, băieți. Ia să încercăm, nu ajunge de aici. Ajunge de aici, dar o să-l mi-l trag într-o parte. Aia e problema. Alt punct de winch nu mai avem. Aia e faza. Hai să încercăm așa. Ce o fi, o fi. E frică să nu mi-l răstoarne. E singura fază. Nu vrea, că patinează aici. Aha, hai că a prins, dă-i. Hai, tată, încă puțin. Ok. Trage puțin frâna de mână și dă-i aici un winch. Asta e hard mode ce facem noi aici, mă, băi. Deci e hard mode la modul cel mai serios posibil, nu ăla că n-ai motorină, că boară motorina, că face motorina. Asta e cel mai hard mode posibil. Bun, nu vrea. Nu vrea. Pentru că e blocată remorca. Mi s-a blocat remorca în momentul ăsta și singura oportunitate e să trag remorca cumva de acolo. Cam așa ceva. Și să-i dau direct. Ia să vedem. Merge. Vrea să urce sau nu urcă? Aia e întrebarea mea. Nu prea vrea să urce, mă. Vezi că e blocată în continuare remorca.
Haide tata, haide tata că mai am 90 de litri și n-am urcat dealul ăsta. Cred că cabinele alea nu știu când o să apară, bă, băiți. La anul apar cabinele alea. Hai, 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 hai. Nu acolo. Nu ajunge, mă, în winch mai în altă parte, numai acolo e winch. Bă, dar e culmea, mă, nu-mi dă winch unde trebuie, n-am văzut așa ceva în viața mea, mai aveam nevoie de un metru, cred că, de winch și nu vrea să mi-l dea unde trebuie. Doamne, cât îmi lipsește pentru winch-ul ăla. Jumătate de metru. Aia zic, în sfârșit. Problema e că e mare problema, aia e. Problema e că e mare problema, mă, băieți. Ajungem cam la capătul puterilor în momentul ăsta. Nu știu cum mai urc eu de aici. Nu mă întrebați. Dacă reușesc să scap de aici, e incredibil așa ceva. Deja mi-au transpirat mâinile pe tastatură. Lanțuri aveam și eu nevoie. Și dacă aveam lanțuri, era ok. Cu tot că și cu lanțuri aveai probleme. Pentru că nu e neapărat gheat aici, cât sunt foarte multe pietricele care te... blochează. Nu prea e gheață aici, sincer, nu prea e gheață. Puțină, e foarte puțină. Ți se pare că e gheață din cauza apei, dar nu prea e gheață aici. Sunt pietricelele astea care tot macin pe ele. 68 de litri. Dacă scăpam mai repede de aici, aveam șanse să ajungem cu motorina asta, mă băiți. Deci dacă scăpam mai repede de aici, ajungeam cu motorina asta. E incredibil așa ceva. Hai, zic, bun, 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 gata, hai că aproape am scăpat, mă băieți. Trebuie să ridice aici, că am prins și winch-ul bun și tot ce trebuie. Hai de bă, glumești cu mine, ce durează atât să plece de aici, de pe loc. N-are forță winch-ul, Doamne Dumnezeule mare, n-are forță winch-ul. Tu-i winch-ul mamii lui, ca să nu zic niște cuvinte reprobabile. Mamă, cât se chinuie winch-ul ăsta, mă, băieți, mă, n-ați văzut așa ceva. A, uite pietrele vieții. Au, ce pietre avem în față, aia e problema. Ai ajuns? Nu. Dar nu? Nu mai am mult. Înseamnă că te mișcai și tu greu rău de tot. Da, pe am avut de urcat și eu, apuc. Noroc că a fost colabola de mama agăța de el. Trebuie să vii cu un camion în fața mea după ce... Cum ajung pe... Că mai am 45 de litri eu. Iau unul, încarc din toate și vin la tine. Uite, aici nu e gheață, e gheață, mă? Ce s-a blocat, mă, băgăței? Of, 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 cu blocatul vieții tale cu tot. Aici pare și puțină gheață, dar prinde. Bă, dacă nu dura atât de mult să mă ridic din apa aia de acolo, mi-ajungea combustibilul. Mamă, ce e aici, mă, băieți, mă, stai că aici e complicat, rău de tot. E problemă de răsturnare mare aici. Aoleu, trage! Faileu! Mamă, ce era să mă răstor la o milisecundă, dacă nu trăgeam, eram răsturnat. Mamă, 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 a, uite, mă, ăsta nu mai vrea să plece de aici acum. Mamă, cum a plecat și remorca și tot. Haide, tată, haide, tată, lasă-mă cu pietricele și cu... viorele și cu... Mamă, dacă n-am folosit... Ia camera cu 20 de litri, cât mai am. Cred că am plecat către tine.
Veniți pe traseul ăsta, mă băieți, că e foarte, foarte frumos. Adică chiar vă chinuiți aici să reușiți să te, mă rog, fără camioane modate. Nu vorbim de camioane modate aici. Camioane din joc. Eu am venit cu banditul. Veniți cu orice camion. Veniți cu orice camion și fără lanțuri, cum am venit eu. Faceți așa un challenge, cum am făcut și eu acum. Chiar e foarte interesant traseul ăsta. E și lung și greu, aveți și roci, și apă, și zăpadă, și noroi, practic de toate. Dacă scăpăm de aici, am terminat. Mai avem 10 litri. Poate reușim să ajungem la zăpadă cu ăștia 10 litri măcar. Ok, să avem grijă totuși să nu ne răsturnăm, zic. Aici sus aș vrea să ridic și aici o să-l așteptăm pe Florin să vină cu ajutoarele sociale. Nu mai vrea să ridice 4, oricum am ajuns la limită, oprești și motorul să rămână ăștia 4. Da, deci ne lipseau practic, cât să zic, 90 de metri, 100, 200, 300, de, 400 de metri mai aveam până la destinație. Băieți, dacă mai aveam undeva la 50 de litri, ajungeam lejer acolo. Aici am mornăit mult, din păcate. Nu o să pun pauză, că văd că Florin vine foarte repede. Filmăm deja de foarte mult timp. Avem 21 de minute, deci probabil partea cu cabinele o să le vedeți data viitoare, când eu o să mă ocup de cabine, probabil, și Florin de vreo misiune secundară. Cine știe, sau vedem cum le împărțim atunci. Deci, că nu mai e timp de cabine. O să ajung undeva la minutul 25, probabil, acolo, că de aici e drumul foarte easy. Acum, sincer, nu mă așteptam să ridic la ce am văzut eu acolo. Chiar nu mă așteptam. Copaci, ați văzut că-s puși milimetric. Adică mie îmi lipsea un vârf de unghie ca să pot să am acces la un unghi. Un vârf de unghie, fără să exagerez. Deci am zis că sunt, dar am zis că sunt și... Sunt doi copaci, atât acolo, de care poți să te ajuți la început. Fix doi și-s puși la distanță de... Trebuie să... Fai de viața mea. Cum a consumat ăsta un litru dacă eu prim motorul? Ce are? Din 4 mai în 3? Dai tu? Te-am dat. Hai să pornim, mă, băieți, la treabă din nou. Merge, chiar trage banditul. Chiar trage banditul, pentru că a fost o încărcătură foarte grea asta. Și chiar sunt mulțumit de... Chiar sunt mulțumit de el, sincer. Deci probabil o să-l mai vedeți pe unele episoade. E nu interesant. Poftim? Nu așa lungi traseul. Ajungeam dacă nu era dealul ăsta. Ajungeam cu motorina. Mi-ajungea motorina. Dar acolo ai pe unde te-ai zis eu, pe unde am luat eu. Păi tu ți-ai dat din colob? Nu. Nu ți-ai dat din colob? Nu. Da, dar voiam să fac traseul, cred că n-avea farmec așa să nu mă duc pe acolo. Că oricum nu o să mai am misiuni decât una secundară, aia cu remorcuța. Și era un păcat să nu trec pe acolo, pe podul ăla. Am fost pe acolo, e lung podul, e lung traseul, e mișto și podul. Urcarea e abruptă. Curge și apă și gheață și tot ce vrei. E frumos. Foarte rapid ești poate de azi o vână. Opa. Încerc să-mi trăspăr. Opa, tropa, mă, băieți, că ar fi culmea să ne răsturnăm pe aici. Poate că nu se răsturnă, am trecut și tot tare și nu. Ce? Vorbeam cu Oana. Cred că cum mergea niște engine. Păi grijă că mai e o porțiune de asta. Am avut una urâtă jos acolo, sincer, la care nu mă așteptam să fie. Deci acolo mi-a plecat remorca. Deci dacă nu dădeam unciul la timp, îmi pleca remorca. Și unciul nu știu cum a ajutat, că am dat de pe la jumătatea camionului, cred că. Deci a fost milimetric acolo. Aici e relativ mai ok-uț, acolo chiar a fost nașpa și nu eram pregătit eu. Eram bucuros că am scăpat de dealul ăla. Nu prea mai eram eu concentrat. Chiar se mișcă bine așa, chiar se mișcă bine asta. Deci cu siguranță o să nu mai vedeți. A, uitați ce e aici, mă, băieți, uitați doar câte remorci, camioane, avioane, elicoptere, de toate. Doamne, ce e aici, ferească, mă, sfântul, și mai urmează să vină. Probabil. Mamă, ce e aici, mă, băieți. Nebunia lui Juvel a fost aici.
Ia să vedem dacă ne arată cu vreun cinematic. În mod normal ar trebui. N-arată nimic, probabil trebuie să ducem cabinele, da. Bun, băieți, cam acesta a fost episodul mai lung decât mă așteptam, sincer. Oricum așteptam oarecum să nu reușesc să fac și cabinele. Mă gândeam că poate Florin o să ajungă puțin mai repede și o să ducă el să ducă cabine. Da, mă rog, nu contează. Data viitoare, cu tot că n-aș vrea eu să duc cabinele, ar trebui să ducem o mașină aici la cabin zone 1 și să fie livrate la cabin zone 2. Drumul ăsta noi l-am mai făcut pe episoadele trecute. Deci aici o să vedem. Ori dau lui Florin să termine misiunea asta și noi să facem altceva, o să vedem, ne consultăm și data viitoare o să revenim cu finalul acestei misiuni și cu noi misiuni și noi aventuri. Nu uitați de like, băieți, comentariu și ne vedem la viitoare, numai bine. Pa, pa! Oh.